Bună ziua, dragi mei! Astăzi vom vorbi despre Copiii de Diamant. Copiii de Diamant aduc cu ei noi perspectiva asupra vieții și a creației și încearcă să creeze un pământ mai bun și mai evoluat, mai curat energetic. Copiii de Diamant reprezintă ultima generație de copii care au venit pe pământ după copiii de cristal și copii curcubeu născuți în ultimii ani. Pentru aceste suflete aflate la o dimensiune spirituală, timpul și spațiul reprezintă iluzii și manifestări ale creației. Chiar dacă nu se află aici, ca să schimbe cursul evenimentelor sau al lucrurilor, copiii diamant o memorie nobilă, o memorie divină. Scopul lor este acela de a-i ajuta și pe ceilalți să-și crească frecvența, astfel să devină la rândul lor capabil și să gestioneze timpul și spațiul să creeze noi și noi realități. Scopul lor este să aducă lumină divină în realitatea noastră și să înleznească trecerea la un alt nivel și la un alt nivel de conștiință. Dragii mei, copiii diamant sunt maestrii ai timpului și al spațiului. Ei aduc cu ei perspectiva asupra vieții și a creației și încearcă să creeze un pământ mai bun, mai evoluat și mai curat energetic. Și totuși, de ce sunt ei aici? Ne punem această întrebare. Haideți, dragii mei, să vedem de unde vine numele lor. Diamantul este un Super conducător al luminii și al energiei, contrar cristalului, care este similar, dar extrem de delicat și se poate șterge ușor. Diamantul este una dintre pietrele naturale și mai rezistente și mai, uh, uh, mai dificil de distrus pe tera În plus, diamantul. Este invizibil în întuneric. Copiii diamant sunt la fel. În timp ce trăiesc în umbră, ei rămân invizibili celorlalți. De, dar, de îndată ce încep a conduce și a canaliza lumina și energia, nu puteți întâlni niciodată lum o lumină mai pură și mai luminoasă pe pământ. În ceea ce privește numărul lor, sunt foarte puțin încarnați actual pe pământ, dar numărul lor va crește în următoarele două decenii, dar nu prea mult. Puterea lor este de așa natură că nu este nevoie de prea mulți în același timp. Copiii diamant s-au născut purtând acea lumină de diamant și în corpurile lor activează codurile de diamant ale creației, prin sufletul lor, vor aduce acest tip de lumină pe pământ. Sau, vor facilita activi activitatea ei și în ceilalți. Ei vor atrage în jurul lor pe cei care seamănă la nivel uh, 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 vibrațional și energetic. Copiii diamant urmăresc să trăiască. În armonie cu viitorul pe care Pământul îl manifestă. De altfel, armonia reprezintă ghidul spiritual în această călătorie pe Pământ. Doresc să trăiască în potrivire, în echilibru.